prieteni! Astăzi vom vorbi despre cartea Visătorul. În această carte, personajul principal este Peter, un băiat care are o soră și este dintr-o familie obișnuită, doar că el are un mic defect. El visează cu ochii deschiși. De exemplu, dacă vede o pasăre care are în ghiare un măr, se gândește cum poate să țină o pasăre în ghiarele micuțe un măr. Poate este vrăjită și începe o poveste întreagă din mintea lui. Sau de ce oamenii se gândesc la anumite lucruri și multe, multe altele. Această carte sunt vreo 8 întâmplări pe care și le imaginează Peter. Eu o să vă povestesc o parte din 2 întâmplări, pentru că aș vrea să vedeți și voi cât de interesante și la ce nivel își poate imagina Peter niște lucruri mărunte. Da. Ok. Primul este un capitol care se numește Păpușile. Sora lui are o grămadă de păpuși, vreo 60 sau chiar mai multe, printre care și păpușa Maștera. Această păpușă, nu numai că nu are haine, în schimb îi lipsește o mână și un picior. Asta o face pe păpușa Maștera să fie foarte înfricoșătoare. Și copiii nu se îndură să o arunce pentru că ei zic că poate să-i bântuie și de o grămadă. Într-o zi, când Kate pleacă, Peter se duce la ea în cameră și o vede pe păpușa Maștera la colțul ei. Și după aceea începe un adevărat război în mintea lui. El se vede mare pe patul lui Kate cu cel 60 de păpuși al lui Kate care prind viață. Păpușile sunt revoltate pentru că Kate, adică sora lui, le ține în tot felul de locuri. Pe pervaz, pe jos, pe sub pat, printre care păpușa Maștera. Pentru că ea este supărată că nu mai are o mână și un picior. Peter începe să se facă din ce în ce mai mic. Și păpușa Maștera îi ia lui piciorul și mâna care ei iar îi lipsesc și le pune ei. Și păpușa Maștera devine Peter și Peter devine păpușa Maștera. Desigur, la un moment dat vine Kate și când Kate îl vede pe Peter, în loc să-l certe că s-a dus în camera ei fără să-i ceară voie, ea începe să râdă pentru că Peter, aparent, vorbea cu păpușile ei. Ok. Abia atunci Peter și-a dat seama că el nu era păpușă și că păpușa Maștera era la locul ei. Intră destul de bine în pielea personajului. Da. Și vă vom mai povesti încă o istorioară pe care Peter și-a imaginat-o când a mers la mare. El mergea la mare cu o gașă, care se numea Gașca de pe plajă, care erau copii de toate vârstele. Un băiat din gașca aceea avea o soră foarte mare, era frumoasă, de vreo 19 ani. Ea studia mereu la masă despre doctorie, pentru că ea vrea să devină doctor. Și la un moment dat, într-o dimineață, Peter își imaginează că el era acum un adult. Peter se trezește cu o durere mare de cap, pe care se zice el că o are adultul respectiv. Și după aceea simte ceva în stomac, cum ar fi niște fluturi, după ce, când o vede pe fata aceea de 19 ani. Și el se îndrăgostește. Ei doi se duc se fac o plimbare și mai povestesc. Și fix în momentul în care Peter vrea să o sărute pe fată, se trezește cu un jânghe în inimă, înapoi fiind băiat. El își dă seama cu groază ce și-a imaginat el și nu știe ce să zică. Ok, el deja a luat așa la galop niște ani și s-a trezit adolescent în vis. Da. Ok, bine. Atât, da? Da. Îți mulțumim frumos!
Cu plăcere, nu uitați să dați like și subscribe. Sigur, nota pentru această carte este câte stele? Mai mult de 5 stele, după mine, ar merita. Mulțumim!